Bun găsit, vă spun, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar. Este un radar special, ca de obicei, doamnelor și domnilor, pentru că invitații noștri sunt de calibru. Și de această dată vom discuta tot despre administrație și puțină politică, dar vom discuta mai exact despre performanța în administrație și o să vă spun un secret, și anume faptul că în ultima perioadă am discutat cu diversi primari și cu mai mulți oameni politici, întrebându-i și de la PSD și de la PNL și de la alte formațiuni politice, întrebându-i care comună arată din județul Neamț arată cel mai bine și ar putea să fie luat de exemplu, să zicem așa, exemplu de bune practici. Și să știți că cel mai multe răspunsuri au indicat Cordunul, comuna Cordun. Asta nu că l-avem alături de noi pe domnul Adrian Ciobanu, ci pentru că lucrurile într-adevăr cam așa stau. Dacă e să analizăm ceea ce se întâmplă în comuna Cordun în comparație cu alte localități, ne vom da seama că această localitate s-a dezvoltat foarte frumos în ultima perioadă comparativ cu altele, și nu vreau să dau exemple acum, chiar dacă avem alte comune cu potențial mai mare decât Cordunul, să știți că rezultatele nu au fost pe măsură, ceea ce ar putea să însemne că nu e așa, că omul sfințește locul, pentru că l-am avut de atâta ori invitat aici pe domnul Adrian Ciobanu, care a demonstrat și a arătat că se implică foarte mult în ceea ce înseamnă munca în comunitate. Așadar, v-ați dat seama că este vorba despre Adrian Ciobanu, primarul comunei Cordun, invitatul nostru, pe care salut, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Să știți că nu este o glumă, chiar am discutat și cu colegii de ai dumneavoastră de partid, trebuie să recunosc acest lucru, pe care am întrebat, domnule, dintre toți primarii, din liberali, toate comunele conduse de primari liberali, care pare mai ok, pe care o vedeți mai dezvoltată, cu o mai implicat, și să știți că v-au indicat, cei mai mulți dintre ei v-au indicat, fără să stea pe gânduri. Așa că nu este o neapărat, nu este o laudă, dar este o realitate, și mă refer la ceea ce spun și colegii de-ai noastre, dar să știți că și adversari politici. Sunt oameni care fac parte din alte partide politice care admiră ceea ce faceți la Cordun și, într-adevăr, ați reușit să găsiți niște soluții pe care le-ați implementat, astfel încât Cordunul a ajuns acum, poate fi dat de exemplu pentru alte localități. Mulțumesc tuturor colegilor, tuturor adversarilor politici, prietenilor care au observat munca din administrația publică locală pe care am desfășurat-o la nivelul comunei. Eram în anul 2016, cred că în perioada aceasta, într-o campanie electorală din 2016, și mi-am dorit din tot sufletul să fac din comunitatea din comuna Cordun, prin cele trei sate componente ale comunei, să fac un exemplu zonal. După ulterior, ambițiile mele acum sunt mult mai mari și explicam colegilor și prietenilor dacă am reușit să devenim un exemplu zonal în această zonă prin munca pe care am făcut-o eu împreună cu echipa, că singur nu poți să faci minuni, doar ajutat și de ceilalți colegi și din primărie și cei care lucrează la deservire. Vrem să devenim un exemplu național. Mi-am impus acest... Vreau să depășesc granițele exemplului zonal și să devenim o comunitate care... O comunitate dezvoltată, să dăm un exemplu chiar și la nivel național. Este un plan ambițios pe care l-am pentru dezvoltarea comunei, dar nu cred că este un vis care nu ar putea fi realizat. Putem să realizăm acest lucru, avem toate oportunitățile acum la ora actuală ca să ajungem în zona de a fi un exemplu la nivel național. Mai mult decât atâta, în o mare parte a investițiilor de infrastructură din subteran au fost executate în ultimii ani. Acum, la ora actuală, începem să ieșim cu infrastructura supraterană și atunci lucrurile vor fi din ce în ce mai vizibile. Am în lucru acum câteva proiecte importante și aceste proiecte vor schimba din nou fața comunei Cordun în următorii ani. Efectiv, atunci putem spune că vom deveni un exemplu zonal. Colaborat și cu investițiile de la autostrada A7 și cu investițiile la nivel local și cu ceea ce se întâmplă și cu economia privată și cu dezvoltarea economiei private la nivel local, toate acest lucru mă face să am încredere în mine și să-mi doresc un plan ambițios de a deveni un exemplu la nivel național. Noastră cu curaj ciugodul de la Alba.
Pentru că Ciugudu a devenit, este un exemplu la nivel național, fără doar și poate, și bineînțeles și Ciugudu, ca și Cordonu, beneficiază de un mare atot din punctul meu de vedere și cred că sunteți de acord cu mine, și anume faptul că este foarte aproape de un oraș important, Alba Iulia Ciugudu, Romanul Cordonu. Și a avut și oameni care au știut să pună în valoare acest statut, să folosească de el și să dezvolte platforme industriale. Am avut, cu scuzele de rigoare, sper să nu jignesc pe nimeni dintre colegii cu care am fost. Am fost acum 2 ani în urmă într-o delegație internațională alături de domnul Gheorghe Damian, primarul Ciugudului. Am fost la Oslo din partea comunilor din România într-o vizită și într-o experiență de lucru la Asociația Comunilor din Norvegia și am locuit o săptămână împreună cu dumnealui, am stat împreună, am stat la masă, am... Dar stați de limbă. Am tras de limbă, dar mi-aduc aminte o secvență de acum 2 ani de zile când am fost amândoi în Oslo. Cred că am fost singurii 2 primari din 30-40 de primari care am fost în delegații, care am avut curiozitatea să vizităm câteva școli din Oslo. Doar pentru experiența noastră personală, pentru a acumula cunoștințe, pentru a acumula experiență, pentru a vedea cum stau lucrurile în zona aia, cei mai mulți din rândul colegilor noștri nu au fost foarte interesați de a lua pulsul și de a învăța. Pentru că nimeni, din punctul meu de vedere, nimeni nu s-a născut învățat și azi, la ora actuală, este cam greu să faci mari descoperiri la nivel mondial. Doar trebuie să copii ce fac alții, trebuie să arunci o privire în stânga și în dreapta și tu, la rândul tău, să aplici în munca de zi cu zi acele bune practici pe care alții le au. Și ghidul, care era deloc din Cluj, un domn Mihai, profesor la 2 școli din Oslo, De fapt, domnul Gheorghe Damian, domnul de la Ciugod, l-a rugat frumos dacă îi poate prezenta acele 2 școli, așa, la care și eu am avut curiozitatea să merg împreună cu dumnealor să vedem cum arată școlile din Norvegia, din capitala unui stat, cum să zicem, unul din cele mai dezvoltate state din lume. Și am mers și am văzut lucrurile acolo. Practic, marea parte, aici am rămas puțin surprins pentru că am fost mai mulți în delegație, a fost o delegație și, cred, mi-aduc aminte, și domnul primar al municipiului Roman a fost în delegație la timpul respectiv, dar noi din Asociația Comunelor am fost interesați și practic eu și dumnealui am fost pentru a culege informații, pentru a vedea cum stau lucrurile. Am văzut lucruri interesante și cred că în fiecare loc în care și fiecare experiență pe care o ai, în fiecare deplasare, poți culege lucruri și informații importante pentru a le aduce și a le implementa în administrația publică locală pe care tu, ca și primar, o reprezinți pentru comunitatea ta. Și dacă tot ați deschis subiectul ăsta, cum sunt școlile în Norvegia? Am văzut la timpul respectiv un campus și un complex nou construit. Clar că era ceva super, super deosebit, cu terenuri de sport ultra, ultra moderne, cu săli de sport, cu tot felul. Am văzut un complex foarte extraordinar, dar abia atunci a construit. Dar am văzut și școli care... Nu modeste, decente, să zicem școli decente. Am văzut acolo un alt tip de a face învățământ la nivel de comunitate. În ce sens? Practic ei au pus un accent mai ridicat pe partea umană. Pun un accent ridicat foarte mult pe partea umană. Fiecare grupă de învățământ, fiecare clasă are posibilitatea să se împartă în 2 săli. Și pe lângă clasa care se împarte în 2 săli, mai are încă o sală separat micuță de vreo 3-4 bănci. Și am întrebat pentru ce acest lucru. La fiecare clasă sunt 2 profesori sau 2 învățători în același timp.
În același timp, pentru că ei merg de la premisa că nu toți elevii sunt la același nivel de învățătură. Și atunci o grupă este mai înaintată, o grupă mai puțin înaintată. Și pentru a echilibra nivelul de învățătură la nivelul unei clase, atunci automat clasa o împarte în două și sunt selectați copiii în funcție de nivelul de înțelegere din timpul orei. Și atunci revin înapoi la materie. Cei care sunt mai înaintați, nici ei nu sunt blocați pentru că ceilalți colegi nu au învățat. Ei sunt luați separat și practic lucrează și mai mult și merg mai departe. Și am întrebat, dar bun, la ce vă folosește acea încăpere mică, a treia încăpere micuță cu trei scaune și nu știu ce. Și au zis în felul următor, dacă totuși un copil nu înțelege și nu înțelege materia predată în cursul zilei, atunci rămâne un profesor în școală, în clasă, cu sala mare, nedespărțită, și atunci un alt profesor ia separat cei doi sau trei copii care nu au înțeles materia și efectiv încearcă din nou să le explice separat acelor doi sau trei copii care nu au înțeles. Sau mai exista o variantă în cazul în care doi sau trei copii excelează mai mult și se pregătesc pentru o competiție, pentru o olimpiadă, pentru un concurs, pentru ceva, merg și lucrează separat pentru a înainta mai mult în materie cu acei doi sau trei copii. Și am rămas surprins modul în care ei au gândit acest lucru. Nu am ce am mai văzut acolo foarte important, am văzut că pun foarte mult accent pe abilitățile copiilor și am văzut acolo, dat fiind la faptul că în zona lor marea parte a caselor sunt din lemn, am văzut că băieții efectiv la lucru manual sau la dexterități practice sunt învățați să prelucreze lemnul și am văzut în acea școală fel și fel de mese de prelucrat lemnul, exact cum existau cu mulți ani în urmă în România. Erau mai în miniatură, bancuri de lucru pentru lemn. Ei erau învățați să aibă posibilitatea să-și repare casa care era din lemn sau să învețe prelucrarea din lemn. Și am rămas super surprins de acest lucru, pentru că chiar dacă ei ca și societate au evoluat mai mult, școala dorește să învețe copiii să aibă și acele deprinderi practic care le vor folosi viață, pe parcursul anilor și în viață la nivelul fiecărei gospodării. Adică trebuie să știi să lucrezi lemnul pentru că casa e din lemn, garajul e din lemn, să bat un cui, să repare un gard, să repare, nu am văzut garduri, dar să repare efectiv lucruri și mici probleme care ar putea apărea la nivelul gospodăriei. Nu ai văzut garduri? Nu am văzut garduri. Am avut să vin în România. Am avut plăcerea să solicit ghidului să mă plimbe un pic printr-un sat. Nu pot să zic că am rămas surprins și în momentul în care când am venit acasă, am văzut o altă lume. Nu. Din anumite puncte de vedere, cred că anumite lucruri aici erau mult mai dezvoltate decât acolo. Adică volumul caselor care era mult mai mare la noi, casele mult mai aranjate, mult mai dechisite, mult mai frumoase, cele noi sunt cartiere noi care le am în comună, extraordinar de frumoase și nu am rămas surprins și acolo, drumuri înguste de 4 metri printre fiordurile din Norvegia. Nu am rămas surprins. Casele un pic sunt case decente, sunt case nu extraordinar de mari. Nu pun foarte mult accent pe opulența locuinței în care oamenii locuiesc. Au nevoie de strictul necesar și probabil că exact, nu. Exact. Nu am rămas surprins de așezările lor efectiv 100%, pentru că și la noi mai mult, noi în general suntem un pic mai, vrem să ieșim mai în evidență, cu o casă opulenți, mai frumoasă și mai mare. Și cu gardul, da. Mai și cu un gard frumos, da. Nu am văzut garduri acolo, am văzut lucruri frumoase, dar și noi cred că acum la ora actuală am evoluat extraordinar de mult ca și societate. Poate că siguranța zilei de mâine sau siguranța serviciului pentru unii sau pentru alții e o problemă care ne creează un disconfort la nivelul psihicului, dar în general consider că am evoluat extraordinar de mult și noi ca societate.
Să știți că diferențele sunt foarte mari. Sunt de acord cu noastră când spuneți că am evoluat foarte mult, dar... Nu am evoluat pe partea umană, poate că. Unul la mână, nici pe partea cealaltă, pentru că dacă ei să ne facem o comparație între comunități, între localități, nu putem compara multicomune, nu vreau să dau exemplu ca să nu jignesc pe nimeni, cu Cordonul, de exemplu, chiar și cu Săboianu, cu Dumbrava Roșii, să vinești comune foarte dezvoltate din județul Neamț, care au avut și oameni capabili, au avut și posibilități materiale să dezvolte, s-au implicat acolo echipe. Că mă gândeam la un moment dat și uitați că acum mi-a venit ideea. Nu știu dacă ați fi de acord cu această propunere, dacă v-ați gândit vreodată. Poate peste 4 ani, că acum am înțeles că o să candidați pentru nou mandat, peste 4 ani sau peste 8 ani, să vă gândiți să candidați la o primărie săracă din județul Neamț, din apropierea Cordonului, și să vedeți dacă acolo puteți să... Eu cred că acolo ar fi o chestie extraordinară. Să demonstrați că se poate face treabă, de exemplu, și să nu mă înjure cei de la Pâncești și la Pâncești. Ca idee. N-ar fi o provocare interesantă. Ia să vedem. Un primar care a reușit lângă oraș și a făcut o treabă bună. Sunt mulți primari care au localitățile, care coordonează activități, localități situate în apropierea orașului și avem multe exemple pe aici. Dar, într-adevăr, Cordonul este cel mai, fără doar și poate. Dar o comună care nu are potențialul Cordonului, credeți că ar putea să fie gestionată în așa fel încât nu să se ridice la nivelul localităților, localității pe care noi o conduceți acum, dar măcar cât de cât să miște lucrurile? Unul dintre exemplele sau unul dintre modelele mele pe care eu le-am avut în viață sunt Frații Școlilor Creștine. Frații Școlilor Creștine și-au centru în satul Pildești. Am avut acum vreo 2 săptămâni centru. Au un sediu în România, sediul este la Pildești, deși până în al doilea război mondial aveau foarte multe școli la nivelul României. Sunt foarte mulți oameni importanți. Da. Care au făcut școala La Salle. La Salle este un brand ca și școală la nivel de Europa. În Austria cred că este o școală elitistă și în multe țări e o școală elitistă. Am avut anul trecut vizita fratelui Armin, care este coordonatorul general pe întreg Mapamondo. Școala activează în 80 de state. În 80 de state din lume. Dumnealui a fost ministru din Filipine, ministru învățământului în Filipine timp de 6 ani, și a fost în vizită la Pildești în cursul anului trecut, iar acum 2 săptămâni am avut o delegație foarte importantă din toată Europa și spun aici din Spania, Italia, Malta, Cipru, Belgia, Franța, Austria, Germania, Anglia, Irlanda, am avut și din America Latină vreo câteva persoane, din Argentina, parcă erau în acea delegație în zonă. Pentru mine acești oameni din acea zonă au fost un model și un exemplu demn de urmat. Ei au venit la nivelul satului Pildești cam acum vreo 30 de ani în urmă. Nu cred că gradul de civilizație al comunității era atât de ridicat acum 30 de ani în urmă ca acum la ora actuală. Și acești oameni au fost un exemplu nu pentru mine, pentru întreaga comunitate. Prin modestia lor, prin perseverența lor, prin tenacitatea lor, prin disponibilitatea de a munci pentru alții și pentru comunitate. Și i-am văzut și i-am analizat în orice moment. Mă uit acum pe stradă și vedem în cursul unei zile, la o anumită oră, când o anumită persoană merge la biserică. E un domn profesor de acolo. Dumnealui este provincial pe Europa de Est și pe o parte din zona centrală. Este provincial, este șeful acestor școli pe România, Ungaria, Austria, Cehia, Belgia și Olanda, pe 6 state. Și este un om modest, deci un om care radiază modestie, deci un om care, el are zona centrală, biroul lui central este la Viena, dar locuiește aici, merge, circulă pe jos prin comunitate, este un om foarte modest, este un om care este implicat în activitățile, este un exemplu practic pentru cei din jur. Mi-am dat seama că au avut tenacitatea de a demonstra prin exemplul personal, pe un termen mai îndelungat,
Au făcut, practic, au făcut un efort pentru a schimba mentalitatea comunității pe termen lung. Prin exemplu personal. Adică eu sunt exemplu personal. Exact. Au reușit să-i convingă și pe ceilalți să preia comportamentul lor. Să preia comportamentul lor, modul de gândire și gradul de civilizație. Și sunt oameni foarte bine pregătiți intelectual. Am asistat la acea întrunire când această persoană am văzut că în câteva minute a vorbit în patru limbi, în câteva minute, într-o jumătate de oră sau mai bine a vorbit în patru limbi și a doua zi, discutând cu colegii de la primărie, am zis că am rămas surprins să văd că vorbește în patru limbi. Și eu zic că de multe ori zic că am senzația că nu vorbesc foarte bine limba română. Dumnealui, am văzut că vorbește patru limbi. Ulterior, un coleg m-a corectat, a zis nu, opt. Opt limbi. Am rămas surprins. Oameni de o modestie fantastică care sunt un exemplu pentru comunitate. La fel, cred că și din administrația publică locală și în aia centrală ar trebui să ajungă în zona aceasta oameni care să fie exemplu pentru dezvoltarea comunității și modului de a gândi la nivelul fiecărei comunități. Și atunci, în momentul în care ești un exemplu, sunt ferm convins că nu reușești rapid, că noi avem o reticență la orice este nou, la orice este bun. Avem, suntem reticenți nu numai la rău, așa, suntem da. Conservatori la lucru și la lucrurile bune. Și aici am argumentele mele personale pe care pot să le detaliez ulterior. Dar greu reușești, dar prin perseverență, tenacitate și răbdare reușești efectiv să modelezi o comunitate pe termen lung, nu pe termen scurt. Da, cred că această idee poate fi aplicată și la nivel național, într-o țară, nu neapărat în România, cred că și în alte părți, pentru că dacă ai astfel de exemple, eu cred că atât de puternice, poți cumva și de bun simț, dar te poate pune la gândire și să-ți dai seama că, de fapt, lucrurile care trebuie făcute într-un anumit fel. Știți că ne uitam ca fraierii la un moment dat, între ghilimele, în urmă cu câțiva ani, când am văzut prima dată, cel puțin și eu, și mi s-a părut cumva, am fost surprins, zic, wow, uite un ministru nu știu care, prin Austria, prin Germania, mergea pirole la minister sau cu bicicleta. Zic, bă, dar ce au nebunit, uite, la noștri ăștia sunt cu limuzine, cu cele mai tari, Mercedes. Cu antemergătoare, exact, cu girofar. Zic, uite-l pe ăla cât de modest e. Într-adevăr, modestia este extrem de importantă și cred că dă un exemplu bun. Cu modestie, cu muncă, cu perseverență, putem dezvolta orice comunitate. Cu aroganță, cu răutate, cu ură și cu dușmănii, nu putem decât să o îndreptăm spre zona sărăciei și a lipsei de educație. Da, și ați mai dat un exemplu bun, ați mai pomenit un lucru cu care sunt total de acord, pentru că de multe ori, de câte ori am discutat aici, având invitați și fără invitați, domne, este clar și la mintea oricui, nu am inventat noi roata, nu trebuie să ne apucăm noi să luăm de la zero, ne influențăm din alte părți și aplicăm ceea ce vedem la ăia, aplicăm așa cum ar merge lucrurile aici și vedem, dacă nu mai schimbăm, mai am avut o știre, cred că acum o săptămână sau două la nivelul comunei Cordon, am început derularea unor investiții la un centru de colectare cu aport voluntar. Și am fost criticat mult în online pentru că am amplasat, nu știu, această investiție într-o zonă centrală a comunei, zic eu. Și mulți din cei care nu au înțeles care este rolul acestei investiții au criticat fără să întrebi. Doamne, ce faci acolo? Doamne, faci groapă de gunoi, faci nu știu ce faci acolo. E o platformă, nu? Haideți să vă explic ce înseamnă centru de colectare cu aport voluntar și de ce Europa finanțează centru de colectare cu aport voluntar la nivelul unei comunități. Vedeți, dumneavoastră, dacă circulăm prin unul la mână, marea parte a legislației acum la ora actuală va obliga în perioada imediat următoare fiecare localitate să aibă aceste centri de colectare cu aport voluntar. Legislația, efectiv, și a noastră, care copie legislația europeană. În Europa, în zonele centrale a localităților există aceste centri de colectare cu aport voluntar. Aici vin și spun că este legislația prima. Doi la mână. Dacă circulăm prin marea parte a comunităților din zona noastră, din județul Neamț, din Moldova, din România, o să vedem că sunt fiecare comunitate are câte o zonă reavamată, unde anumiți oameni certați cu bunul simț, cu bunul simț, încep să arunce la voia întâmplării cauciucuri,
haine pe care nu le mai folosesc, materialii textile sunt extraordinar de multe aruncate la voia întâmplării, sticlă pe care operatorul de, care gestionează deșeurile nu le ridică, sticla de la geam operatorul nu o ridică. Vedem de multe ori câte o pisică moartă sau câte un câine mort și pe, pe timp de vară el miroase și miroase urât pentru că intră în putrefacții și emană acele mirosuri și acele gaze. Cauciucuri, am zis, moluz, deșeuri din construcții și vedem lucrurile astea aruncate la voia întâmplării la nivel național. Dacă acum la ora actuală s-a rezolvat în marea parte a localităților, să zicem într-un procent de 80%, deșeurile se colectează din puncte fixe sau din fața fiecărei gospodării și există câte un operator autorizat să ridice aceste deșeuri menajere de la nivelul gospodăriilor. Corect. Partea de deșeuri pe care eu le-am enumerat anterior, ele nu sunt colectate de către operatorul care gestionează serviciul de salubritate. Da. Și atunci, încă de câțiva ani în urmă, dinainte de 2020, s-a gândit ca printr-un program de finanțare la nivel european să se finanțeze și în România aceste centre de colectare cu aport voluntar, care ele nu există în România, dar în toată Europa, în fiecare localitate există. Ei, și atunci, zicea, toate lucrurile astea au plecat de la nevoile care sunt la nivelul comunității, pentru că eu mă izbesc, intru în contact cu oameni care solicită anumite lucruri și cred că știu mult mai bine nevoile comunității, a întregii comunități, decât fiecare alt cetățean care este la nivelul comunității. Și spun așa, vine primăvara când oamenii cosesc, curăță copacii, strâng crengile și nu au un loc în care să depoziteze aceste crengi. Acum, la ora actuală, înainte pe timpuri, le tăiau mărunțel și ardeau și foloseau la foc și foloseau. Acum, la ora actuală, marea parte a comunității este legată la rețeaua de gaze naturale și nimeni nu mai... Înainte foloseau și la nivelul gospodăriei pentru că mai făceau mâncare la animale, mâncare la... Făceau mai multe lucruri. Acum acele lucruri nu mai sunt în interesul comunității. Și atunci curăță copacii, că fiecare și-a făcut o livadă frumoasă în curte și nu are unde să ducă crengile. Nu are... Vine primăvara acum, curăță gazonul, cosește gazonul săptămânal și nu are unde să ducă iarba. Vine toamna și nu are unde să ducă frunzile și alte resturi vegetale. Și tocmai în ideea de a veni în sprijinul acestor oameni, am gândit să fac centru de colectare cu aport voluntar. De asemenea, mai sunt deșeuri care provin din renovări, din construcții, deșeuri din construcții. Ai moluz, ai doi saci de moluz, nu ai unde să-l duci. De ce să-l arunci la voia întâmplării prin comun? În albie. Ți-ai schimbat cauciucurile, au venit primăvara, ți-ai schimbat cauciucurile, nu le-ai lăsat eventual la service unde ți-ai schimbat cauciucurile, ți le-ai pus în mașină, ți le-ai dus acasă, peste 2 ani te trezești cu ele în beș și vrei să le arunci. Acum, la ora actuală, sesizăm că sunt aceste cauciucuri aruncate. Ba pe marginea albii unui râu, ba aruncate la voia întâmplării. Și nu ai unde să le duci, pentru că primăria nu are în sistemul de gestionare a deșeurilor colectarea acestor deșeuri și operatorul nu ți-l ia. Ce faci? Vrei să-ți schimbi internita de pe casă? Unde o duci? O arunci la voia întâmplării când nu te vede nimeni noaptea. Zic, băi, nu-i corect. Haideți să ne ridicăm gradul de civilizație și haideți să construim acest centru de colectare cu aport voluntar. Centru de colectare cu aport voluntar are finanțare europeană din care noi ne-am asumat construcțiile, partea de construcții din acest centru, o parte de containere pentru gestionarea acestor deșeuri, o achiziționează ministerul. Noi trebuie să facem platforma acoperită, cântarul și ce mai avem acolo, împrejmuirea, sistemul de monitorizare video, sistemul de iluminat, platformă betonată cu tot ce, modern, tot ce trebuie. Este un proiect standard la nivelul ministerului. Nu fac ce vreau eu acolo sau după cum consider eu că ar trebui făcut. A fost proiect tip... Eu am avut proiectantul meu care a fost obligat, am avut proiectant care a trebuit să facă conform stasului pus la dispoziție de către minister. Și au apărut discuții și au devenit oamenii reticenți
la acest lucru care din punctul meu de vedere este benefic pentru că gestionează unele lucruri care nu puteau fi gestionate acum la ora actuală în mod normal cu operatorul de gestionare a deșeurilor gospodărești de la nivelul comunității. Da, probabil că există reticență. Ce spuneți dumneavoastră e pe înțelesul tuturor și e un lucru bun pe care nu știu dacă mai există vreo comună în afară de Cordon care să aibă această... Ba nu, există, sunt mai multe proiecte. Este și Săboaniu care va trebui să... Finalizat? Nu, sunt acum... În curs. Sunt, cred că, în alte județe lucrări mai înaintate, dar suntem înaintată cu etapa de implementare acestui proiect. Veți rezolva cu siguranță problema deșeurilor pe care l-ați enumerat, că, într-adevăr, operatorii regionali nu pot ridica aceste deșeuri și, cum bine spuneți eu, care sunt un iubitor de natură, știu foarte bine ce avem în județ, te sperii, efectiv, te îngrozești, găsești pe mare... Ieri m-a oprit, dat fiind faptul că ieri am circulat în zona centrală a comunei, am mai pus plante, mai punem plante și nu știu... mai lucrăm la treburi gospodărești din zona centrală a comunei. Un domn din curtea bisericii îmi spune: domnul primar, faci o groapă de gunoi acolo. Uite că așa mi-au zis unii, că faci groapă de gunoi. Ei, zic, haideți cu mine, haideți să vă arăt, haideți să vă explic. Și l-am întrebat pe domnul: domnul, dacă dumneavoastră vreți să schimbați mobila în casă și aveți un pat rău stricat, unde îl duceți acum? Păi dau foc. Dar nu e normal să-i dai foc, pentru că acum legislația și amenzile sunt mari în zona asta. Corect. Păi bun, dumneavoastră aveți o haină de muncă pe care vreți să o aruncați. Unde o aruncați? Îi dau foc și la ea sau eventual o arunc la rosal. Dar nu e normal să alungi cu gunoiul menajer deșeurile textile. Dar bun, dar ți s-o spart geamul, ce ai făcut cu el? Păi l-am mărunțit și l-am băgat în beton. Nu știu, poate că e o soluție bună, pentru că îi siliciu, dar nu faci beton în fiecare zi. Dar vrei să scăpi de lucrurile astea pe care în mod normal greu scăpi de ele la nivelul unei gospodării. Și de ce să fii obligat să le arunci la voia întâmplării când eu ca autoritate publică locală îți ofer oportunitatea ca tu să ai posibilitatea să o duci în mod civilizat și gratuit într-un loc anume specializat. Și le-am explicat: doamne, dacă îți moare pisica acum, unde o duci? Păi eu fac o gaură și o îngrop. Dar nu e normal așa ceva. Eu, prin acest centru de colectare, am un frigider, am o ladă frigorifică, un container frigorific. Special pentru cadavre. Special pentru cadavre mici. De animale. De animale mici. Așa, câinii, pisic, o găină sau un alt animal micuț de la nivelul gospodăriei, îl pui într-o pungă, îl pun acolo, eu am contract cu un operator autorizat să vină să ridice acele lucruri fără ca să mai simți mirosuri de acele leșuri aruncate la voia întâmplării la nivelul comunii și la nivelul naturii. Nu cumva există o teamă de mirosuri pestilențiale? Poate se gândesc oamenii, bă, mirosuri de la ce? Nu e o groapă de gunoi. Că, uitați, e vorba de cadavre. Mulți n-au înțeles că e vorba de cadavre, și frigidere. Păi tocmai băgăm într-un container frigorific și îl punem la dispoziția unui operator autorizat să ducă să incinereze ulterior aceste cadavre de animale mici. Bașa, din câte am înțeles eu, acest depozit va fi acoperit, nu? Bănuiesc. Există și partea acoperită, pentru că sunt mai multe tipuri de deșeuri și atunci au unele dintre ele trebuie să stea acoperite, că avem containeri de cartoane, de hârtii, avem containeri din metalii, dar sunt fer convins că metalii nu vor ajunge în aceste centre de colectare, pentru că cei mai mulți metalele le dau către centrele de colectare a metalului contra cost. Sunt marea parte a deșeurilor care provin din gospodării și care, așa cum am spus, nu pot fi preluate de operator. Există, ai posibilitatea să o duci tu cu aport voluntar. Ai cântar, te-am cântărit, eu menționez că am ridicat cantitatea de moluzi de 200-300 de kg, nu te costă nimic, duci civilizat, într-un mod civilizat, într-un loc civilizat, care nu creează disconfort nimănui de pe raza comunității. Și nu să te prindă cei de la garda de mediu. În momentul în care am solicitat finanțare pentru acest proiect, a avut un ghid de finanțare care a specificat acolo câteva indicații. A trebuit să obțină avize de la mai multe instituții ale statului român, de la apele române, de la Direcția de Sănătate Publică, de la mediu, de peste tot am obținut acele avize, astfel încât ulterior să emit autorizația de construire pentru acest obiectiv și să respect normele de eligibilitate din ghid, adică s-a specificat 200 de metri de la o locuință, distanță de la o locuință, de la...
Bun. Respect toate aceste lucruri pe care legislația știu m-a obligat proiectul, da, să le respect pentru, a fi, pentru ca acest obiectiv să fie eligibil la nivelul comunei Cordon. Dar v-am spus că și lucrurile bune implementate la nivelul unei comunități pot crea reticențe din partea unor persoane. Dar din cauza vă, părerea mea este că e o lipsă de informații. Fără poate, doar ce poate, da, poate că și, acum la ora actuală nu am avut eu capacitatea să transmit 100% importanța acestui obiectiv de investiții pentru comunitate. Pentru că importanța a avut, așa cum am menționat, elemente de naștere tocmai din solicitările cetățenilor exact, de pe raza comunei. Eu, bine, probabil că cei care ne urmăresc au înțeles și ei foarte bine cum stau lucrurile. Cred că există o teamă, bine, acum să nu uităm că bate și campania electorală la ușă. Și clar că în campania electorală nicio investiție implementată la nivelul comunei nu mai este bună, nu mai funcționează, nu mai... De asta mă gândeam să nu fie cumva și rea voință din partea unora să zică, uite bă, primarul ce a făcut, ne aduce groapa de gunoi în centrul comunei și așa mai departe, fără să înțeleagă mulți dintre ei, fără să-și mai bată capul sau măcar să uitați cum v-a întrebat cel din curtea bisericii. Domn primar, ce faci? Faci groapă de gunoi în curtea comunei? Ia să-i explicați cum s-a e mai simplu, da, dar e mai simplu la o anumită informații în calitate de persoană interesată să soliciți completări de informații cu ce înseamnă acel obiectiv de investiții. Adică să soliciți într-o primă etapă, domne, nu am înțeles. Mai explicați-ne odată ce înseamnă acest obiectiv de investiții și care este rolul lui pentru comunitate. Astfel încât după aia să-mi dau și eu cu părerea să te critic sau să nu te critic. În cunoștință de cauză. Dacă în cunoștință critic, de da, cauză. Dacă tot... Bun, e clar că ideea asta și depozitul ăsta, care, ideea care funcționează foarte bine. Nu e un depozit bine acolo, că nu se depozitează nu știu ce cantități. Sunt acele containere care există acea închise, persoană închise, care gestionează. Închis ermetic. Pentru că am văzut o emisiune, cred că acum 2-3 săptămâni la ProTV, care zicea în felul următor, că sunt foarte puține primării la nivel național care au solicitat finanțare pentru acest centru de colectare cu aport voluntar. Sunt vreo 400 și ceva de primării la puțin, nivel național, da, și a existat oportunitatea finanțării aproximativ a 2000 de platforme. Mai mult decât atâta, cred că în următorii 2 sau 3 ani de zile va fi obligatoriu pentru fiecare comunitate și atunci aceste centri de colectare cu aport voluntar vor fi construite efectiv cu bani de la bugetul local. Banii cetățenilor din taxe și impozite. Banii cetățenilor din taxe și impozite. În loc să faci un lucru frumos pentru comunitate, trebuie să construiești obligatoriu acest centru pentru că nu ai vrut să-l construiești cu bani care ți-au venit din altă parte și degeaba. Da, vedeți dumneavoastră, de asta este rea Uniunea. Cam asta e realitatea pentru, societății pentru, noastre. Cam asta este realitatea. Dar nu vreau să fiu răutăcios, mi-am adus aminte de niște clișee, de altfel, care erau folosite și înainte de 89 și după 89, apropo de armată, de ce unii trebuia să meargă la armată, să mai învețe diverse lucruri. Uite că Uniunea Europeană ne învață să ne civilizează și ne place, nu ne place, trebuie să ne civilizăm, pentru că ideea este foarte simplă și e de înțeles. Dom'le, nu poți să arunci cadavrul unui pisici să-l îngropi. Sau sunt atâtea pisici care sunt omorâte de mașini și rămân acolo, mur și bine până când putrezesc și te termină și mirosul și imaginea, nu este una de coșmar. Deci ceea ce faceți dumneavoastră, ce ați reușit să faceți acolo, va fi o chestie foarte bună și cred că și un exemplu, că nu poți să arunci, cum spuneam, nici deșeurile. Eu am fost pe malul Moldovei, am fost pe malul Siretului, pe malul Bistriței, pe unde mă duc, mă îngrozesc de ceea ce văd. Am fost recent pe malul Siretului și am găsit, nu știam ce mirosea, îngrozitor. Și am văzut un sac, într-un sac era un câine mort. Acum nu știu dacă îl pusese acolo cineva de viu, săracul, sau murise și l-a aruncat acolo, pe malul Siretului. Și miroase pe o rază de cel puțin 50-100 de metri, te termină și dacă ești într-o zonă, pescuiești într-o zonă unde și bate vântul spre tine, ești terminat. Asta ca fapt divers. E o parte tristă a lucrurilor care se întâmplă la nivelul societății. Tot felul de deșeuri. Am văzut instalații sanitare aruncate. E aici la Ion Creangă, la gura unui pârâu, cred că e...
Țiganca, dacă nu mă înșel, cred că părul Țiganca, unde se varsă în Siret, ferească Dumnezeu ce e acolo. Dom'le, ferească Dumnezeu ce e acolo. Este groapă de gunoi, depozit. Dar să știți că românul, în general, nu prea este sensibil la chestiunea asta. Din ceea ce am observat eu, cei mai mulți dintre noi, din păcate, ne place să avem doar curtea noastră curată. Dacă se poate, luăm ce mizerie și aruncăm la răpă și râpa înseamnă albia părăului, albia răului sau ce mai avem în zonă. Avem, din punctul meu de vedere, o cultură deficitară. De ce spun lucrurile astea? Cândva, acum vreo 20 și ceva de ani în urmă, un prieten care a trăit în perioada comunistă în Europa, plecat din țară în anul în care m-am născut eu, în 78, îmi explica diferența între binele personal și binele comun. Pentru că, la fel ca tot românul, întotdeauna și eu am gândit la fel, că dacă ți-e bine, ți-e bine și nu trebuie să te gândești la cei din jur. Și el mi-a explicat la timpul respectiv că lucrurile nu stau așa. Întotdeauna interesul personal trebuie să fie pe o treaptă inferioară, iar pe treapta superioară a gândirii noastre trebuie să fie binele comun și interesul comun al întregii comunități. Am sesizat și eu, la fel ca și dumneavoastră, că interesul personal acum este pe etapa superioară, este pe treapta superioară în gândirea noastră și că tocmai din acest considerent cred că mai avem probleme la nivelul dezvoltării societății pe care noi o reprezentăm. Că avem o problemă mare din punctul ăsta. Abia în momentul în care interesul comun al comunității, al localității în care trăim este pe o treaptă superioară în gândirea comunității, atunci localitatea va evolua. Când noi ne vom gândi doar strict la gospodărirea noastră și la curtea noastră, nu vom avea nicio șansă să ne dezvoltăm ca și societate, sau evoluția în dezvoltarea societății va fi una lentă, de altfel exact cum se întâmplă și în România, în întreaga societate românească. Și de asta am zis că și pe viitor vor fi oazii ale unor comunități care se vor dezvolta și vor evolua foarte mult și vor fi comunități efectiv care vor involua sau vor rămâne la evoluția care există. Și de ce nu? Trebuie să recunosc că aceste localități care nu vor dori să evolueze din punct de vedere al gradului de civilizație, ele vor avea un sfârșit tragic, pentru că vor fi, din punctul meu de vedere, depopulate încet, încet și vor dispărea acele localități. Pentru că asta este o regulă a istoriei, au fost localități care s-au înființat, s-au dezvoltat și ulterior nu au mai existat, tocmai pentru acest motiv, că nu au reușit să ridice gradul de civilizație și dezvoltare în interiorul comunității și în interiorul localității. Da, ați pomenit de o emisiune la ProTVEC, probabil că e vorba de o anchetă, un reportaj anchetă. Este un reportaj jurnalistic, da, prin care se demonstrează că marea parte a colegilor mei de la nivel național nu au fost interesați și au căutat fel și fel de motive pentru a nu implementa aceste proiecte la nivel local. Dar asta arată gradul de civilizație al nostru, domnul primar. Dacă tu ai avut posibilitatea ca țară să implementezi 2000 de astfel, 2000, gratuit, fără niciun fel de, fără un bar, 200 de astfel de, 2000 de astfel de centre de depozitare la nivel național și tu te trezești după ce tragi din ei și vezi că doar 400 de cereri ai avut și ai 400 de proiecte implementate, înseamnă că avem o problemă foarte mare. Aici guvernul nu trebuia a fost trebuia efectiv să-i oblige nicio cumva solicitare respinsă de către Ministerul Mediului, dacă Pădurilor și... Mi se nicio pare... solicitare nu a fost respinsă. Mai eventual, dacă ai fi greșit în solicitarea de finanțare, te trimitea să o refaci. Domne, clarific un pic, ai greșit acolo, în zona aia. E rușinos. Din punctul meu de vedere, nu aveam, nu știam această informație. Dar vă trimit inclusiv reportajul de pe ProTV. Și arată gradul de civilizație. Chiar am purtat o discuție cu domnul ministru al mediului, domnul Fechet, în toamnă și am fost la o adunare când a fost și domnul ministru. Și domnul ministru a pus întrebarea, zice, câte localități din județul Neamț construiți acele centre de colectare cu aport voluntar la deșeuri? Pare că sunt vreo 4-5 localități, vreo 5 localități. Din 80 și ceva. Bine, vorbim despre comune. 80, nu, cu tot cu municipii, că și municipiile... Romanul construiește și Romanul. Construiește și Romanul, dar eu știu că Târgu Neamțu, Cordunul, Săboanii și Tazlău. Marea restul comunilor...
Eu am un stil al meu de a gândi sau de a privi lucrurile. Am spus în felul următor, când în viață îți dorești să faci un lucru, nu cred că ai în față bariere. Oricât de multe piedici, întâmpini în implementarea unui lucru sau în îndeplinirea unui vis, oricât de multe piedici, nu există o piedică reală ca să nu ajungi în punctul ăla. În momentul în care în viață nu-ți dorești să faci un lucru, găsim un milion de motive. Sunt N motive ca primar să spui că nu faci lucrul ăsta. Sunt N motive ca om să nu-ți îndeplinești sarcinile de cetățean la nivelul unei comunități. Sunt motive, găsești motive. La fel și numărul de motive. Vedeți dumneavoastră, nu cred că există român care să nu se fi confruntat în ultimii ani cu o problemă următoare, de genul următor. Schimb mobila, o canapea, n-ai ce să faci cu ea. Am luat-o, am făcut-o. O dau la vecinul mai sărac. Nu, dar dacă nu mai sunt nici vecini săraci. Mai că, sunt vecini da, săraci, mai sunt probleme. Să zice că nu găsești. O faci, o dezasamblezi, da, și o duci unde? O duci lângă, exact noaptea, să nu te vadă nimeni, că n-ai ce da, să faci cu ea. O duci lângă containerul, da. Și atunci automat primăria trebuie să ridice totul și să-și bată capul, exact, să facă curățenie în zona. Deși primăria nu este obligată să facă treaba asta. Am văzut lucrurile astea la nivelul Romanului. Exact. Sunt pline drumurile, din păcate, și alea sătești, și naționale și europene, dar nu intră în calcul și în discuția noastră, de cadavre de pisici, de căței, traficul este mult mai la un alt nivel față de acum mulți ani, din păcate, și vedem ce se întâmplă, plin de cadavre. Te trezești cu deșeuri provenite din construcții aruncate pe malurile cursurilor de apă. Repet, este jalea de pe lume cu problema asta. Cu ce a spus asta, eternita azbestul, care este cancerigen. Oamenii pe parcurs, în timp, schimbă acest acoperiș. Chiar îmi doresc să implementez un program în următorii ani la nivel local, astfel încât să susțin, să zicem, acele gospodării care nu au schimbat acoperișul, să dispară azbestul din acoperișul locuinților la nivel local. E un lucru important. Cred că ar trebui să existe o gândire la nivel național, da, prin Ministerul Mediului sau prin Fondul de Mediu, prin Ministerul Mediului în general, să existe câteva aturi, câteva avantaje pentru persoanele care intenționează să schimbe azbestul de pe acoperișul locuinților. Chiar o să port discuția aici și o să transmit aceste informații către persoanele care pot lua decizii în zona asta, pentru că mi se pare un lucru frumos pentru întreaga țară să dispară ordonat acest azbest, și sănătate și lipsă de poluare și vizual și estetic, da, să vezi un lucru mult mai frumos. E plină țara de case acoperite cu azbest. Da, ați auzit un program care susținut de către minister, pentru că sunt susținute multe alte programe, dar cred că și ăsta este unul important pentru gestionarea deșeurilor periculoase, precum e azbestul, da, și mai ales că este și cancerigen pentru populație. Și este un lucru important și un mesaj pe care și noi, atât eu cât și dumneavoastră, putem să-l transmitem mai departe factorilor de decizii la nivel național, cât și gândirea unor strategii la nivel local pentru a susține acele familii ca să aibă posibilitatea să-și schimbe acoperișul. Da, ideea mea este rea, numai că ar trebui să ajungă la decidenți, la cei care fac legea, au legea în trebuie în mână, să transmitem mesaje atât cât o facem noastră pe zona politică. Noi putem doar să tragem semnale de alarmă aici. Într-adevăr, am sesizat și eu acest aspect, că și acum, la zeci de ani de când s-a constatat că azbestul este cancerigen, e o problemă cu el. În România sunt foarte multe case și în județul Neamț, și îți dai seama cumva de cât de săracă este o zonă. În funcție de numărul de locuinții acoperite cu internet. Așa este. Tot timpul m-am uitat și în Ardeal foarte puține astfel de case acoperite cu azbest. La noi sunt mult mai multe. Iar cineva, dacă are curiozitatea să facă o comparație la Copșani, că te duci unde era negru, a fost problemă cu negru de fum, o să vedeți că sunt foarte puține case care au rămas cu acoperișul din vremea aia, că se vede negreala așa cum. În rest au schimbat oamenii tot, nu mai vezi azbest, foarte puține case cu azbest. Dar alt grad de civilizație, sunt bani la noi, mai puțin bani. Mai puțin bani, suntem zona cea mai săracă a României.
Acum mi-ați adus aminte de ce a spus domnul, nu mă jigniți că Buzău nu e... Nu este Moldova Buzău. Nu este Moldova Buzău, da. Ce să zicem, nu o să vorbim despre asta, că nu de alta, dar pe mine mă... Să știți că rar ori mă simt jignit, dar cum a reușit să mă enerveze domnul Ciolacu, nu m-a enervat nimeni în ultimii 10 ani să mă jignească. De fapt, m-am și enervat, dar e o altă, facem o paranteză aici. Revenind, domnul primar, vreau să mă întreb o chestiune. Este clar că dumneavoastră nu stați, ați lucrat și de 1 mai, văd că n-aveți sărbătoare, umblați stânga, dreapta, flori, proiecte, investiții și așa mai departe. Dar este clar că nu poți să faci treabă, chiar dacă tu ești bine intenționat și ești implicat, dacă nu ai în spate o echipă. Beneficiați de o echipă care să vă susțină, adică oamenii aia care să zică, bă, simt ca primarul ăsta, bă, ideea lui este bună, uite, i-a venit o idee să facă cu tare chestia, hai să o facem. Sau, uite, iar vrea primarul să schimbăm nu știu ce și pe unul prin spate să zică, bă, dar asta altă treabă n-are, bă, decât să mă pună pe mine acum, de 1 mai muncitoresc în loc să beau bere, să mănânc mici, da, pun flori. Fost pus pe 29 sau pe 30 aprilie, pus în postura să mă duc la colegi și să-i rog frumos. Dragi colegi, urmează Paștele, urmează sărbătoarea în satul Cordun, în satul Simionești, sărbătoarea Sfânta Paștelui și haideți să ne mobilizăm să facem curățenie, să terminăm cu organizarea, cu plantatul de flori, cu cositul ierburilor și cu curățenia. Și clar că nu pică bine când soliciți să vină la muncă și în ziua lui liberă, dar am spus în felul următor că avem timp să luăm pauză a doua zi de Paște sau a treia zi de Paște sau în perioada imediat următoare după ce nu mai avem atât de mult de muncă. E un pic cam complicat, dar colegii au înțeles, cei mai mulți colegi au înțeles, am colegi de foarte bună calitate morală și au venit cu toți azi la muncă. Azi am în zona centrală a comunei, deși suntem în 1 mai, am aproximativ 8 oameni, vreo 4 sau 5, 4 sunt la biserica din Simionești. Tăiați iarba deja? Cosim, curățăm, ne pregătim pentru sărbătoarea Paștelui. Încă vreo 4 am în Cordun, vreo 3 cosesc. Încă unul udă plantele pe care le-am plantat ieri. Na, muncim. Adică mâine, pe 2 mai venim, plantăm flori. E sezonul în care trebuie să faci aceste lucruri și dacă mai zăbovești foarte mult, te trezești cu cele mai mari călduri, cu buruienile care efectiv am avut acum săptămâna trecută, săptămâna cealaltă, o perioadă ploioasă. Acum, dacă vine din nou, a fost o perioadă și mai friguroasă în ultimile zile. Dacă vine căldura în următoarele zile, iarba explodează. Da, da, și după aceea te chinui din ce în ce mai mult. Și te chinui. Și atunci am zis, haideți să facem un efort acum la ora actuală cu toții, să terminăm treburile și după aceea căutăm când o să avem timp, o să mai luăm o pauză. Să muncește și la canalizare, și la curățenie, și la... Vreau să muncesc inclusiv la marcajele de rutieri, dar m-am gândit că sunt în perioada înaintea sărbătorii și atunci traficul s-ar putea să fie chiar mai mare decât după sărbători și am zis că o lăsați după. Mă ocup de asta după Paști pentru că acum am trafic mai mare și s-ar putea să fie un pic mai greu de... Se muncește. Deci muncești și nu toți bugetarii sunt în concediu. Nu. Sunt și bugetari care muncesc din tăi. Se muncește și la autostradă, se muncește și la canalizare, se muncește și la curățenie. Acolo sunt privați, domne, au tot interesul să muncească, nu se muncesc pe alte șantiere, nu. Nu, la autostradă am rămas surprins să văd că în perioada sărbătorilor religioase nu lucrează. Se opresc toate camioanele. În ziua în care există sărbătoare religioasă, nu muncesc nici acei oameni. Și sunt fer convins că mâine, poimâni vor lua pauză pentru că se vor pregăti și ei la rândul lor de sărbătoarea Sfânta Paștelui. Cum mișcă lucrurile pe A7? Se mișcă extraordinar. În zona asta pe Feleș n-am văzut să mai fie... În zona aceea nu am văzut nicio, așa cum spuneți dumneavoastră, dar în zona comunei Cordon sunt întoi lucrările. Lucrările evoluează foarte bine și cred că într-o lună termină cu terasamentele în mare. O lună, două, terasamentele sunt finalizate. Sperăm să vină să în perioada imediat următoare să apuce de poduri pentru că aici va fi și acolo muncă, va fi puțin de muncă. Dar lucrurile merg într-un ritm bun în zona noastră. Ceea ce este bine.
Deși, apropo de a 7 și a 8, normal că fiind și perioada asta de campanie, spunea cineva care este foarte priceput și pe bună dreptate, pentru că dacă stăm să analizăm anumite lucruri spuse de oameni pricepuți, oameni cu experiență, zicea cineva, zice, domnule, e bine că se face și a 7, dar era mult mai bine dacă se făcea a 8. În primul rând trebuia să pun accentul pe A8, care face legătura între Moldova și Transilvania și Vest, și după aceea A7, pentru că se nu este... Se face și A7, se face și A8. Am ajuns în punctul și în momentul în care automat și Moldova va trebui conectată la rețeaua de drumuri și autostrăzi naționale. Sunt fer convins că A7-le la anul va trebui să fie gata. Dar și a 8 în următorii 2-3-4 ani, până în 2030 avem termen să... O fi stare să facă ai noștri o lucrare de genul, cel puțin segmentul ăla, Târgu Neamț, Ditău... Dacă este... suntem împinși de către oameni din afară să facem acel lucru, dacă Europa dorește acel lucru, dacă sunt alte interese în alte zone, și automat va trebui și noi să ne conformăm și să ne facem treaba. Vedem că am avut capacitatea și avem capacitatea ca popor să construim o autostradă de câteva sute de kilometri în 2 ani de zile. Se pare că nu a existat un interes real pentru dezvoltarea acestui gen de infrastructură la nivel național. Și asta este realitatea. Și da, n-are rost să spunem, trebuie să spunem lucrurilor prin nume. Avem constructor român care demonstrează că construiești anual câteva sute de kilometri de autostradă pentru România. Și avem posibilitatea și sunt fer convins că încă mai avem constructori specializați și oameni cu potențial intelectual deosebit încât să gestioneze și alte companii mari care să construiască și autostrăzi și căi ferate și orice altfel de obiectiv de interes de infrastructură la nivel național. Avem oameni deosebit, suntem oameni de calitate ca și popor, numai că trebuie să fim fructificați și lăsați să facem treaba sau să fim sprijiniți să facem treaba, pentru că există un interes național de a finaliza aceste obiective de investiții la... Pe altfel Moldova moare din punct de vedere economic, în câțiva ani va fi terminată și o să râdă nu numai Buzoianu, Ciolacu și Grindeanu, Ardeleanu, Bănățeanu, o să râdă și alții de noi și cu unele și cu altele, pentru că fiind vreau să zic subdezvoltați, fiind jos la capitolul economie, normal că oamenii se uită la tine ca la un sărac și o să zică nu mă jigniți că eu sunt din zona aia săracă a țării, care îmi aduce voturi. Asta e altă treabă, că iau milioane de voturi, stau la guvernare și sunt șmecher. Partidul Social Democrat are un bazin electoral aici, solid în Moldova. Păi, de cele mai multe ori, ca să manipulezi foarte ușor un om, trebuie să-l ții în sărăcie. Este greu să fii reprezentantul unei pături de oameni educați și sătui. Când ești educat și ai și stomacul plin, înseamnă că ai un tip de gândire. Când ești și flămând și sărac, ai un alt tip de gândire. Și atunci mai ușor cred că poți manipula o masă flămândă și săracă decât una intelectuală și sătulă. Și de asta... Adică dacă era mai sătui și ar fi dat demisia? Mă gândesc eu, dacă era mai sătui, mai greu de manipulat în zona asta, pentru că nu mai obținea voturi. Dar depinde de la persoană la persoană ce vrei să ai în spate. Dacă vrei să ai în spate oameni gospodari, oameni educați, oameni intelectuali. Dar trebuie să fii la nivelul ăla. În momentul în care reprezinți un segment de populație civilizat, trebuie să ai și tu un anumit grad de civilizație în mintea ta și în creierul tău, că nu poți să fii deasupra acelei segment de populație fără să fii educat, civilizat și să ai bunul simț în tine. Și atunci fiecare alege. Credeți că a glumit? Nu, a spus ce a simțit. Ce a simțit? A spus ce a simțit, pentru că chiar am discutat cu cineva și vis-a-vis de Buzău mi-a zis că există acolo în Buzău o gândire că ei nu sunt moldoveni.
Așa este, da. Că nu sunt moldoveni, că sunt moldoveni... Sunt discuții ample, deși au accentul ăsta moldovenesc, nu atât de pronunțat. Eu am cunoscut în facultate, am avut colegi din Buzău, oameni deosebiți, de altfel nu ca premierul României, nu le era rușine să fie cumva arătați cu degetul că aparțin acestei zone, care au vorbesc cu accent moldovenesc, bine, nu atât de pronunțat. Ca, cumva ca cei din Brăila, care sunt tot așa cu... să zicem 10% ca și accent față de ce avem la Vaslui sau Botoșani. Dar au într-adevăr problema asta și este o problemă care pleacă până la urmă, așa cum se știe, din paradoxal, fac o paranteză și îmi cer scuze că vă întrerup, în delegația în care am fost în Oslo acum 2 ani de zile a făcut parte și domnul primar al municipiului Buzău, domnul Toma. L-am auzit, da. Și la un moment dat dumnealui a început o discuție în sensul în care acum 3 ani în urmă Buzău a ieșit locul 1 la nivelul Europei pe economia circulară de gestionarea deșeurilor la nivelul Buzăului înaintea Parisului și am rămas super surprins să aud că Buzău e peste Paris. Este ca și grad de civilizație din acest punct de vedere peste Paris și efectiv am zis domn primar, cred că exagerați puțin sau a fost o conjunctură ceva particulară pentru că s-a împiedicat Paris în fața Buzăului. Dar după aia, ulterior, într-o altă discuție, domnul primar a spus că gradul de analfabet la nivelul Buzăului este 70-80%. Am zis, domnul primar, nu am venit în Norvegia să ne lăudăm cu lucrurile mai puțin frumoase pe care le avem în România, pentru că ori de câte ori mergem la scoatem un... Scoatem în evidență ce e rău, da. Nu scoatem ce e rău, pentru că la fel și în Norvegia. Eu când merg în comuna Cordun, văd doar tot ce mai am de făcut, văd doar lucrurile negative. Eu când merg pe stradă, nu văd lucrurile frumoase pe care le-am făcut ieri. Nu le văd. Văd lucrurile pe care nu le-am terminat ieri și văd alte lucruri care îmi sunt greșite. Dar nu vin acum să mă laud cu lucrurile care nu le-am terminat, la care muncesc și care nu sunt frumoase la nivelul comunității. Întotdeauna vreau să scot în evidență partea frumoasă a lucrurilor din comunitate, pentru că eu am explicat unor colegi, eu am o vorbă și am spus în felul următor că fiecare casă are un coș de rufii, indiferent cât de mare este, cât de mică este sau cât de frumoasă este ea. Ea are un coș de rufii și atunci n-are rost să punem la intrarea în casă coșul de rufii astfel încât orice musafir pe care îl primim în casă să vadă coșul nostru de rufii. Și în Norvegia și în Germania și în Franța au și ei problemele lor, dar nu își scot în evidență numai decât problemele lor, scot lucrurile frumoase pe care ei le au. Nu, adică întâmpin musafirii cu lucruri frumoase și nu cu coșul de rufii pe care le ai la nivelul unei case, la nivelul unei gospodării sau la nivelul unei comunități. De astea trebuie să știm să ne vindem și noi frumusețea comunităților și să punem preț pe acest lucru, pentru că reușim să dezvoltăm turismul, un obiect important al economiei naționale care aduce foarte mulți bani și care ar trebui să aducă foarte mulți bani și foarte mult plus valoare dezvoltării economice la nivel național. Ori noi nu avem turism, nu facem bani, nu avem producții, că nu mai producem nimica, doar importăm și iarăși nu producem bani. Și de asta, de cele mai multe ori, balanța economică este pasivă. Ne împrumutăm. Depinde și pentru ce te împrumuți. Că dacă te împrumuți să faci investiții, este un lucru benefic. Corect. Dacă te împrumuți ca să funcționezi ca și stat, este un lucru trist pentru că nu este tocmai bine. Dar sărim peste anul 2024, că este an electoral și atunci... Știți cum ești cu povestea asta? Se termină la un moment dat. Nu poți să te împrumuți la infinit, dar să plătești salarii, să cumperi bijuterii soției, dacă e să... Eu cam așa văd. La un moment dat se termină. Eu sunt optimist pentru zona noastră, zona romanului, pentru roman, pentru zona metropolitană, pentru comuna Cordun, sunt optimist în următorii ani, pentru că avem o să finalizezi lucrările la autostradă și cred că o să reușim să facem o figură frumoasă, să aducem mai multe locuri de muncă în zonă, să vină mai mulți investitori privați
care să dezvolte aceste locuri de muncă și să atragem cât mai mulți oameni care sunt plecați acolo la ora actuală în străinătate, pentru că avem segmentul de calitate umană, forța de muncă bună, bună, da? Care este plecată afară și care ar trebui să o aducem în țară, pentru că ea este cea care poate să dea o dezvoltare amplă țării și ar trebui să ne gândim să aducem acasă acești oameni și prin prisma reîntregirii familiilor care acum la ora actuală sunt rupte datorită necesității și datorită plecării acelor oameni peste hotare, că este un alt element trist al societății noastre și sper să avem un viitor bun și prosper în această zonă prin aceste lucruri. Ce spuneți noastră, sunt total de acord. N-am discutat despre buldoi excavator și alte investiții, dar vă facem cu altă ocazie. Asta e o investiție mică. Ieri mi s-au deschis ofertele pentru varianta cordonului, pentru mai am acolo un segment de 800 și ceva de metri de finalizat, de modernizat, dar orice investiții pe care o implementez la nivelul comunei am piedici. Dar nu am venit niciodată să spun de piedici, chiar dacă am întârziat cu unele investiții, am spus că eu, indiferent de situații, le duc la îndeplinire și le fac. Ieri am terminat oferta, m-am chinuit 2 sau 3 ani până am intrat în proprietatea drumului, până am relocat utilitățile, ieri mâine deschid ofertele, urmează ca în perioada imediat următoare, în 2-3 săptămâni de zile, să finalizăm analiza ofertelor. Ulterior să începem lucrările acolo și anul ăsta să termin bucățica asta de variantă și ulterior în perioada imediat următoare să continui și în zona satului Simionești și să mă interconectez cu autostrada. Practic zona mea a gândit această variantă a cordon spre A7, spre nod. Intru direct în nodul rutier, am un sens giratoriu pe raza comunei și ulterior din ieșirea din acel sens giratoriu la aproximativ 200 de metri vom intra în varianta ocolitoare a comunei Cordun și în zona de dezvoltare a comunei Cordun, care din punctul meu de vedere va lua amploare în următorii ani. Aveți o groază de treabă și pentru următorii. Treaba nu se termină niciodată, că nici la nivelul unei gospodării nu se termină niciodată treaba, oricât de multă treabă faci. Întotdeauna vor apărea alte lucruri în permanență. Am terminat cu apa, terminăm cu apa și canalul, mai avem câteva drumuri de modernizare, le vom moderniza și pe alea, dar necesitățile și nevoile unei comune în funcție de munca pe care o prestez astăzi va fi alta mâine. Vom avea alte nevoi, vom avea alte necesități, vom avea alte idealuri pe care le... și alte încercări și alte, cum zic... alte lucruri pe care trebuie să le faceți, le facem în perioada următoare și în anii următori. E clar că e nevoie atât la nivel local cât și la nivel județean și la nivel național. Ai nevoie de politici deștepte, ca să nu spun altfel, dar politicile astea deștepte nu pot fi puse în aplicare decât de niște oameni capabili, oameni care se implică. Așa, dacă de sus, de la centru, ai niște direcții greșite și ai niște oameni nepricepuți, normal că nu vei avea o dezvoltare nici în țară. La fel se întâmplă și la nivel de județ și la nivel de comunitate locală. Nu ai oameni care vor să facă și se și pricep, normal că nu vei avea rezultate. Este simplu. Eu am vrut să mă duc tot așa într-o zonă, dar nu vreau să mă opresc, să nu zică lumea că politizăm emisiunea acum, dar nu pot. La domnul Ciulacu mă gândesc ori de câte ori e vorba despre Moldova și dezvoltarea acestei zone, care săraca a rămas în urmă, mult de tot. Poate dă Dumnezeu în următorii 4 ani lucrurile să se schimbe, odată cu A7, odată cu A8, poate să înceapă și la A8 lucrările, deși să știți că am așa mici dubii, am dubii și cu autostrada Pitești-Sibiu pe Valea Oltului, acolo va fi dificil. Pentru că e la fel o lucrare foarte, o lucrare complexă și noi am cam dat kicks. Eu că mă gândesc că avem tunelul, singurul tunel făcut în România în decurs de vreo 10 ani, a fost cel de la Lacul Roșu. L-au luat celor de la Brașov, o firmă de construcții specializată, l-au luat vreo 7-8 ani să facă un tunel care are, nu știu, 250 de metri. Și când mă gândesc că avem nevoie de nu știu câte tuneluri de pe Târgu Neamț, Ditrău, pe Valea Oltului, efectiv mă gândesc că nu știu dacă îmi dă Dumnezeu atâția ani ca să văd terminate cele două investiții. În ultimii ani și tehnologia în zona avansat, așa este. Construcțiilor a avansat extraordinar de mult. Și au apărut frezii efectiv mult mai puternici și care lucrează extraordinar la un ritm înalt, care să perforeze munții și care să ne dea un gram de optimism că vom avea și autostrada 8 și vom avea legătură directă cu Transilvania. Dar
poate se dezvoltă zdrav și peste vreo 20-25 de ani, domnul Ciolacu, să spun, să fie mândru, că să, ar fi mândru să facă parte din această comunitate din Moldova. Din Moldova. Adică nu să mai mă faceți... Ar prelua foarte rapid Iașu, un loc fruntaș în dezvoltare la nivel național, pentru că Iașu este un oraș mare, cu capital uman imens, da. Și atunci automat foarte multe investiții din... din zona națională, acolo, da. S-ar concentra în zona Moldovei și Iașu efectiv și ar câștiga explode, un, da. Un post fruntaș la nivel național și poate că unii tocmai nu-și doresc astăzi acest lucru, că e clar că fiecare are interesul lui pentru zona din care face parte. Eu îmi doresc din tot sufletul să dezvolt din ce în ce mai mult comuna Cordun. Alți colegi de-ai mei, fiecare își dorește să dezvolte comunitatea pe care o reprezintă și clar că există și un gram de rivalitate la nivelul nostru pentru a dezvolta mai mult comunitățile din care facem parte. Și dacă încercăm să ridicăm ștacheta și fiecare muncește, o să vedeți că din ce în ce mai mult zona va avea de câștigat și vom... ne vom dezvolta din ce în ce mai cursiv și mai frumos în zona noastră. Da, dacă vom stagna fiecare, atunci și nu vor exista și nu vor exista și oameni care să dea imbol de dezvoltare în zona, atunci zona va stagna. Dar zona este, din punctul meu de vedere, o zonă dinamică, și cu un curs amplu de dezvoltare acum la ora actuală, cel puțin pe zona economică. Cam spus, am mai discutat cu investitori, sunt idei de a mai veni investiții în zonă și cred că aceste lucruri se vor concretiza începând de anul ăsta și din 2025 încolo, în momentul în care se vor vedea că se vor contura mai mult lucrurile la autostradă, exact. Pentru că există și reticența aia, domne, am apucat-o, zice că trebuie să termine la anul, dar așa au mai zis și la alte lucruri. N-am și au mai durat încă 5-6 ani în plus până s-au finalizat și până s-au terminat lucrările acolo. Și încă există o reticență acolo la ora actuală, pentru că exista reticența. Eu am văzut un interes în zona de construire a autostrăzii A7 încă de acum 2 ani și ceva în urmă sau acum 3 ani în urmă, când veneau primile echipe de topograf, de studii geo, de tot felul de lucruri. Primii care apar pe teren, de fapt. De tot felul de analize care se fac la traseu și la lucrări. Și povesteam oamenilor că există un interes crescut acum la ora actuală de implementarea proiectului cu A7 și lumea a fost foarte reticentă și a zis nu cred. Dacă zic, nu am venit în alți ani să vă spun că se va construi această autostradă, dar astăzi vă zic că există un interes ridicat în zona asta și se construiește. Și am văzut că există interesul ăsta și sper în continuare guvernul să aibă posibilitatea și să ilumineze Dumnezeu să ducă până la capăt această lucrare până la anul. Doamne ajută! Trebuie să punem punct aici, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult invitatului din această ediție. Este vorba despre domnul Adrian Ciobanu, primar al comunei Cordun. Nu v-am întrebat, candidați pentru nou mandat, nu? Sigur că da. Deci viitor candidat și probabil... Dar o să ne întâlnim și în campanie electorală să discutăm și despre proiecte, ce ați făcut și ce doriți să mai faceți în următorii 4 ani. Vă mulțumesc încă o dată. Sărbători fericite. Sărbători binecuvântate și fie ca lumina lui Iisus intre în sufletul fiecăruia dintre noi, astfel încât să devenim mai buni și să avem o societate mai frumoasă, mai dezvoltată și cu oameni mai iubitori și mai toleranți. Doamne ajută! Vă dorim și noastră, stimați telespectatori, o seară bună și sărbători fericite. La revedere! We'll be right back.